îndrochi din bani personali, am făcut donații în toată perioada asta de 2.300.000 de lei, ajutor la veterani, la pensionari. Am făcut ce și trebuie să facă orice om care vrea să schimbe ceva în Republica Moldova. Eu vă promit că eu o să lichidez Centrul Național Anticorupției. Ca să știți, Centrul Național Anticorupției pe noi ne costă 6 milioane de euro pe an. În 4 ani de zile, 24 de milioane de euro primesc oamenii care n-au blocat nici furtul miliardului, n-au oprit nici o schemă de contrabandă. Mai bun revizor ca mine n-a să aveți. Ați văzut de mai multe ori, eu am avut nevoie de 2 săptămâni stau în țară ca să prezint Crolul. Eu le-am promis că eu voi revizui toată privatizarea în ultimii 20 de ani, absospăret și cei care au fost la putere și mulți care sunt acum. Eu am declarat din ziua medicilor că reședința președintului Condreța o să fie sanatoriu pentru doctor și pentru asistența medicală. Să observă că nu sunt doar povești pe internet, da. Se văd foarte multe lucruri făcute. Vă urez succes. Mersi. Să știți că noi studenții vă susținem. Da, vă mulțumesc. Primul decret prezidențial. Dizolvarea Parlamentului Corupt Republicii Moldova. Pentru corupție. Pușcărie trebuie să înceapă de la 15 ani până la piveasă, cu confiscarea averii la rudele din prima linie. Eu sunt sigur că cu un așa președinte, noi vom reuși să mișcăm țara spre bine. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.